vorbește lumea la cafea, se aude tare. Bună, simpaticilor! Știți care este primul pas atunci când doriți să vă amenajați locuința? Ei bine, trebuie să alegeți stilul de amenajare care vi se potrivește și, din fericire, există foarte multe variante. Ce este specific fiecărui stil de amenajare? Aflăm acum! Raluca, la ce anume ar trebui să fim atenți atunci când alegem un anumit stil de amenajare pentru locuința noastră? Sunt două lucruri la care ar trebui să fim atenți înainte să pornim efectiv pașii de amenajare. Unu, să cunoaștem clădirea cât mai bine și zona în care ne-am ales locuința, pentru că e important să relaționăm interiorul cu exteriorul. Și doi, e important să ne cunoaștem pe noi, să aflăm ce ne reprezintă, să aflăm cum ne simțim bine și ce înseamnă pentru noi acasă. Dacă ne alegem un anumit stil de amenajare, ar trebui ca întreaga noastră locuință să aibă acel stil de amenajare sau putem să combinăm mai multe stiluri? E foarte important ca amenajarea, întreaga amenajare, să fie coerentă, să avem o linie roșie în întreg spațiul, dar asta nu înseamnă că trebuie să urmăm motamo un stil de amenajare. Care sunt cele mai des folosite stiluri de amenajare? În ultima perioadă primim tot mai multe influențe din stilul Art Deco, din mediteranean, din stilul scandinav și, de ce nu, stilul clasic pentru cei mai conservatori. Dacă ar fi să ne referim la stilul Art Deco, ce este specific? Este un stil modern și aduce cu el tot tumultul vieții urbane de atunci și o geometrizare foarte atentă a formelor, cât și tot ce înseamnă alamă sau materiale premium precum marmura. Este specific stilului Art Deco. Genul acesta de ușă este un Art Deco timpuriu. Specific stilului Art Deco este acest mozaic de pe pardoseala din hol, deoarece este în nuanțe puternice, contrastante, în alb și negru și formează un pattern geometric repetitiv. Stilul scandinav este un stil care apare în țările nordice și este unul din cele mai utilizate stiluri atât în Europa cât și în America. Este un stil lejer, care este potențat de lumină și care folosește în principiu nuanțe neutre de griuri, bejuri, foarte mult alb, dar cald. Folosește elemente naturale, precum lemnul, țesături, dar țesături din bumbac, din lână, cât mai naturale și în nuanțe cât mai neutre. Când vine vorba despre stilul mediteranean, ce este specific? Probabil obosiți de toată agitația urbană, căutăm să ne amenajăm casele ca oaze de liniște în care să ne simțim relaxați după o zi de muncă. Ca de exemplu, lemnul de data asta nu îl prelucrăm foarte bine, ci îl lăsăm într-o manieră cât mai brută. Pereții sunt texturați cu o decorativă, poate laimoș pe bază de var și argilă sau, de ce nu, tapetul din spatele meu, care este un tapet făcut handmade. La ce ne referim când spunem stilul clasic? Specificele stilului clasic, de exemplu, sunt cornișele perimetrale plafoanelor sau profilatura pereților, brâurile specifice pereților care potențează foarte bine dacă avem o înălțime mai mare. Lustrele, candelabrele cu cristale și sticlă sunt specifice acestui stil și, pentru o notă mai aparte, putem adăuga alamă și auriu. Vorbește lumea la